N-am compus prea multe cântece pe versurile altor poeți sau poete. Mi-amintesc că mi-a făcut, pot să le număr pe deget, pe degete de la o singură mână. Mi-amintesc că mi-a făcut plăcere să compun o melodie pe versurile soției mele, Jenna Lazar. Se numește Templul Naturii. Sunt niște versuri pe care ea le-a compus, cred că înainte de 1996-97, pe vremea aia, 98. Am compus melodia și i-am arătat-o și colegului nostru de la Taine Folk, Romel Alaman. Și în timp, Templul Naturii a devenit o piesă de repertoriu Taine Folk. Am pus și căștile să aud un feedback. Piesa Taine Folk, am cântat un concert prin anii 90 și la începutul anilor 2000 cu Taine Folk. Dar am înregistrat-o mult mai târziu, în 2000, cred că anul trecut sau acum 2 ani, acum 2 ani, în 2021. Am reînregistrat-o, rearanjat-o și publicat-o pe canalul nostru de YouTube și pe streaming. Căutați Taine Folk, Templul Naturii, o găsiți acolo. O piesă foarte frumoasă, versuri foarte frumoase scrise de Jenna. Îmi amintesc, răsfoind caietul meu de mult cu Taine Folk și cu GB, pseudonimul meu din vremuri de demult. Am descoperit aici vreo două poezii care au devenit cântece. Unul din ele, în schimb, chiar nu mi le amintesc. Se numește În fereastra despre mare, pe versuri de Mihai Eminescu. Nu mi-l amintesc nici cum. Dacă mi-l voi aminti vreodată, am să vi-l cânt. Dar, pentru că e 15 ianuarie, să vă recit În fereastra despre mare, pe versuri de Mihai Eminescu. În fereastra despre mare stă copila cea de crai. Fundul mării, fundul mării, fură chipul ei bălai. Iar pescarul trece în luntre și în ape veșnic cată, fundul mării, fundul mării, ah, ce mult, de mult un chip i-arată. Spre castel vreodată ochii n-am întors și totuși plâng. Fundul mării, fundul mării, mă atrage în adânc. Se pare că a fost scrisă în 1876. Din nou, dacă mi-amintesc că melodia pe care am compus-o pe aceste versuri, cu siguranță voi reveni într-un nou episod și am să vă prezint. Cred că versurile acestea sunt în patrimoniu public deja, scrise de atâția ani, de aceea îmi permit să le divulg, să le distribui în podcastul meu. O altă piesă, în schimb, pe care mi-amintesc. Dar de fapt, înainte de asta, uitați ce am descoperit aici. Tot legat de Eminescu. Este o poezie pe care am scris-o eu. Să vă vorbesc imediat despre ea. În mare parte, versurile mele nu sunt influențate de autori de alți poeți sau poete. Nu, practic n-am citit prea mult ca să îi cunosc. Multe din poezii sunt, poeziile mele sunt spontane și inedite, dacă vrei, sunt eu. Dar o poezie pe care am scris-o a fost influențată în ceva parte de Luceafărul lui Mihai Eminescu. Și
nu cred că are legătură, dar personajele din, din acea poezie le-am găsit o altă poveste într-o poezie de-a mea pe care am numit-o incompletă. Am scris-o în 18 decembrie 1998. Poezia va apărea în viitorul volum de versuri pe care l-am anunțat deja pe pe Facebook, cred, și Instagram, din vremuri de departe, din vremuri de demult. Și vă citesc puțin din ea. Se numește Incompletă. Aici poezia cu numărul 29 din caietul meu de versuri. De s-ar dramatiza vreodată și vom juca în acel poem, eu Cătălin, tu Cătălina, iar cerul ceafăr fiva el, iar demiurgul fiva sorții ce cântă în apus de noapte, eu Cătălin, tu Cătălina, sătui de sfaturi tot deșarte. Iar palatul fi o casă, un bordeaș sărac de țară, eu Cătălin, tu Cătălina, uitând de viața cea amară. Iar cerul fi va sub pământuri, un singur foc va fi în el, eu Cătălin, tu Cătălina și o iubire de oțel. Și când curtina se va trage, spectacolul sfârșind apoi. Și am să închei aici, o să găsiți finalul poeziei pe în volumul de versuri din vremuri de departe, din vremuri de demult, care sper că va apărea în 2023. Și cred că a treia compoziție pe care am să o găsesc în acest căiet, bine, am mai scris versuri pentru Mirror, grupul de rock progresiv din care am făcut parte între 1997-1999, cu care am avut concerte prin Brașov, foarte frumoasă experiență, sper să mai auzim de ei. Dar George Topârceanu a scris o poezie, se numește Taina Nopții, și îmi amintesc melodia pe care am compus-o pe aceste versuri, am să vă cânt la finalul acestui episod din podcastul Prozodii Acustice. A fost scris în 30 ianuarie 1999. Se pare că, nu știu ce am scris aici, 38 de secunde, probabil atât durează melodia. Haideți să vedem. Am încercat să o cânt de curând și sper să mi-o mai amintesc. În lumina lumii să văd versurile mai de aproape. Deci, Taina Nopții, versuri George Topârceanu, compoziție Nelu Lazar. În lumina lunii doarme casa dragei mele, i-au cuprins pridvorul tainic ramuri de zorele. Dulci chemări nălămurite tremură departe, draga mea, dați fioasă crengile într-o parte. Și pritvorul parcă așteaptă oaspele grădinii, dar mă bate luna în față și mă știu vecinii. Și pridvorul parcă așteaptă oaspele grădinii, dar mă bate luna în față și mă știu vecinii. Lună albă, lună mută, lună călătoare, cum te-aș smulge de pe ceruri să te arunc în mare.
Lună albă, lună mută, lună călătoare, cum te-aș smulge de pe ceruri să te arunc în mare. Și pridvorul parcă așteaptă oaspele grădinii, dar mă bate luna în față și mă știu vecinii. Și pridvorul parcă așteaptă oaspele grădinii, dar mă bate luna în față și mă știu vecinii. Și pridvorul parcă așteaptă oaspele grădinii, dar mă bate luna în față și mă știu vecinii. Taina nopții, versul de George Topârceanu, astăzi 15 ianuarie, când îl comemorăm pe Mihai Eminescu. Am vrut doar să intru puțin câteva minute cu voi, să recităm niște poezii, să fredonăm niște melodii și vă urez toate cele bune în 2023 și ne auzim curând. Nu ai bine!